Dumneavoastră ați auzit de Rodan și de Malena. N-ați auzit nici o naștere până ieri. Rodan și Malena sunt un cuplu de berze. Barză și bărzoi, sau cum se zice, mascul. Sunt un cuplu. Ați auzit că berzele sunt cuplu. A știut asta până acum ca o familie, familie de berze. Rodan și Malena, așa îi cheamă. Ei locuiesc, pentru cei care vă interesează, în estul Croației, în satul Brodski Varoș. Brodski Varoș, în sudul Croației, în estul Croației. Rodan și Malena, două berze, sunt căsătoriți și formează un cuplu de 20 de ani. De 20 de ani. Singura problemă este că în urmă cu 12 ani, după 8 ani de căsătorie, Malena a fost împușcată din greșeală de un vânător și i s-a frânt definitiv o aripă. Malena, barza, nu poate zbura decât greu. Împreună cu Rodan fac câte 2-3 copii pe an. Rodan îi învață să zboare. După aceea, când toamna vine, Rodan ia cei 2-3 copii pe care i-a crescut și el pleacă 13.500 de kilometri până în Africa Ecuatorială. Stă acolo câteva luni de zile, după care Rodan se întoarce primăvara și este prima barză care vine în Croația. Se întoarce în viteză mare la soția lui, la Malena. El dă tonul la primăvară în estul Croației. De ce am vrut să închei povestea aceasta? Pentru că au ajuns berzele să aibă mai multă conștiință decât noi oamenii. Vreau să spun trei lucruri la trei categorii de oameni de ce am spus povestea lui Rodan și a Malenei. În primul rând vreau să spun celor care sunteți plecați departe în alte țări, indiferent cât de tristă e țara aceasta, vă așteaptă acasă. Indiferent cât de frumoasă e vara unde sunteți voi, țara aceasta vă așteaptă acasă. Se simte locul vostru, lipsa voastră în biserici. Se simte lipsa voastră la vot. Ați demonstrat că puteți fi mulți și la vot și că sunteți mai deștepți decât noi cei din țară. Se simte lipsa voastră, spun bătrânii bisericii, că nu mai au pe nimeni aproape în biserică. N-are cine să cânte, n-are cine să predice, că voi ați plecat. Când veți avea cele necesare, întoarceți-vă înapoi, că și Rodan se întoarce în fiecare an. Apoi vreau să spun la al doilea grup de oameni ceva astăzi. Suntem, din păcate, unul dintre popoarele Europei cele mai nestatornice atunci când e vorba de căsătorie. Imediat au început și românii să divorțeze, să plece. Am ajuns să nu mai fim nici în familiile noastre solidari. Îs bătrâni, spune Viorel Pașca, îi aduc noaptea la Tinca, la el, pe bătrâni și clansonează de două ori cu mașina și apoi aruncă bătrânul din mașină. Și în povestea Viorel, Vladimir,
Acum iarna îi aruncă, nici pătura nu le las pe ei. Copiilor. Copiilor îi aruncă în fața azilului de bătrâni. Nu le lasă nici acte, de multe ori nu știu nici cu cine au de-a face, nici de unde sunt. Poate că au Alzheimer, poate că nu-și mai aduc aminte. Rodan nu e un brăzoi, el se întoarce înapoi la Malena. Dacă cineva are aripa ruptă, nu-l lași. Dacă cuiva îi se frânge visul, nu lași. La bine și la rău, zic românii. Până când? Avem probleme deja în biserici. Poate că nu trebuia să-i lăsăm să se căsătorească, poate că sunt copii cu copii, poate că s-au căsătorit copiii între ei. Băi, mai ținem. Vreau să înțelegeți în seara aceasta, întotdeauna când se întâmplă ceva unuia și dumneavoastră puteți duce mai departe, ce zic eu, nu numai neapărat în familie, dar prea mulți prieteni distruși pentru că unul nu mai poate, prea mulți au abandonat păstorul și au abandonat lucrarea când o simți că nu mai poate, că e bătrân, părinții, soțul, soția. Și al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că datoriile pe care le aveți în viață trebuie împlinite, indiferent dacă vă ajută cineva sau nu vă ajută. Rodan e o barză mascul care își învață singur bărzoaie mici se zboare. El trebuie să le aducă de mâncare la toți, că știți că berzele, dacă au copii de barză, berze tinere, trebuie să... Amândoi părinții se duc și le aduc mâncare. El o face singur. Cel mai repede și cel mai singur lucru în viață e să-ți dai demisia. Bă, eu nu mai fac asta, eu nu mai cânt, eu nu mai vin la rugăciune. Așa de ușor de lepădăm de Hristos când ne merge greu. Cum dăm de greu și să rupe aripa, cum nu mai facem nimic. Biserica trebuie să funcționeze. Dacă mai este unul care mai dă un leu, dacă mai este unul care mai slujește, dacă mai este unul care va trebui să preluăm munca, nu e ușor. Nu este, nimeni nu zice că e ușor. Dar dumneavoastră aveți o datorie față de Dumnezeu, față de țară. Și indiferent dacă cineva se mai roagă pentru România, tu trebuie să te rogi. Indiferent dacă cineva mai stă lângă Dumnezeu, tu trebuie să o faci. E mai greu să lupți de unul singur, dar e obligatoriu. Asta am vrut să cu asta am vrut să închei predica. Am vrut să vorbesc despre două berze în România, dar nu a fost. Dar altă dată v-am vorbit despre Arly. Mai țineți minte pe Arly? Toți, fiecare țară are câte o pasăre. Mă gândesc că ajunge, zici, ajunge, Dumnezeu să ne spune Dumnezeu, că ajunge boul să-și cunoască stăpânul. Ajunge vițelul, animale să-și cunoască stăpânul și noi, oamenii, să nu facem. Doamne, iartă-ne! Doamne, iartă-ne!